Salut și bine te-am găsit. Astăzi vreau să-ți prezint, să zicem, să-i facem un unboxing, dar un fake unboxing mai degrabă, mai mult un review la circularul de la DeWalt din gama FlexVolt, modelul DCS 575 T2. Bun, l-am achiziționat acum aproximativ un an. Circularul funcționează fără nicio problemă. L-am luat, l-am trimis în România și la prima lucrare am observat că una dintre baterii nu încarcă. Am sunat înapoi la cei de unde l-am achiziționat, la Screwfix. Și mi-au spus să-l aduc înapoi, dacă e posibil, toată cutia și îmi fac refund, adică îmi vor returna toți banii. Important este că n-am rămas cu el stricat. Bun. Acum să vă prezint câteva specificații și apoi putem să deschidem cutia. Așa, deci modelul este, cum am spus, DCS 575 T2, achiziționat în Marea Britanie. Este modelul de la FlexVolt, de 54 de volți. Bineînțeles, este brushless, cordless. Mărimea lamei este de 190 de mm. Vine cu două baterii de 6 amperi de la FlexVolt și cu un încărcător fast charger care poate încărca destul de repede, în jur de între jumătate de oră și o oră încarcă o baterie. Nu mai țin minte exact pentru că după cum am spus, l-am folosit foarte puțin și nu am apucat să îl folosesc. Am încărcat o baterie doar să văd dacă cealaltă funcționează și pe urmă am renunțat la idee. Așa. Deci în cutie mai vine cu o lamă, scula ca atare, lama de 24 de dinți. Este o lamă de tăiat cu precizie. Are o cheie pentru a strânge și destrânge șurubul care ține lama. Are un sistem de evacuare a prafului, a rumegușului și cutia T-Stack 6 în care vine. Bun. După cum se vede, cutia mă gândesc că o știe toată lumea, cei care sunt pasionați de această firmă sau care investesc în scule de la DeWalt. Bineînțeles, sunt cuietori metalice. Aici este un flyer cu diferite cutii, case-uri. Genți, etc. Aici câteva specificații. 5800 de rotații pe minut în, bineînțeles, nu în sarcină, deci în gol. Așa, aici vă puteți scrie pe o hârtie numele și vă băgați ca să știți a cui. Așa, deschidem cutia. Cum v-am spus, bineînțeles, cărticelele cu garanția și cartea cu specificații. Ok. Bateriile. Baterii de 6 amperi de la FlexVolt, 18 V.
Ele vin cu această apărătoare. Se apasă pe acest buton, se scoate apărătoarea. Această apărătoare este pentru transportat. Este foarte bună, că nu lasă să se bage praful, mizerie, noroi, eu să știu. Nu pică, nu se mișcă, nu nimic. Sunt destul de grele, de fapt. Aici aveți specificații pe fundul bateriei. După cum se vede, sunt mai nouțe, nu sunt folosite. Așa. Voi pune deoparte. Aici este încă o baterie asemănătoare. Nimic deosebit. Cum am spus, vine cu un port de evacuare care se prinde pe margine. Ce am uitat să prezint, vine cu un, sincer nici nu știu cum se numește, cu această ustensilă puteți să reglați lățimea, de exemplu, dacă tăiați o scândură, să reglați lățimea pe care o vreți să o tăiați. Da, este o chestie destul de utilă dacă vrei să tai drept. Asta în cazul în care marginea asta este dreaptă. În cazul în care marginea aceasta este strâmbă, bineînțeles, și în partea cealaltă veți tăia la fel de strâmbă. Încărcătorul este DCB, modelul DCB 116. Poate încărca multiple baterii de 12V, de 14,4V și de 18V. Aici aveți o legendă. Vă spune exact patru inscripții, fiecare ce înseamnă. Aici aveți două LED-uri. Aici iar avem detalii, specificații pe spatele încărcătorului. Așa. Bun, acum să vă prezint puțin unealta. O vom și echipa. Și să-i punem cutia puțin deoparte. Așa, deci vizual câteva lucruri care le putem observa. Carcasa, bineînțeles, metalică, este, cum am spus, destul de greoi. Dacă am înțeles bine, l-au făcut intenționat mai greu pentru a reduce vibrațiile în timp ce lucrez cu el. 54 de volți, sigla nu este un active build, este reliefată. Suportul lamei, protecția lamei, mai bine spus. Piulița care, sau șurubul, mai bine spus, care ține lama. Așa. Sistemul de pivotare, dacă este corect spus, cel care permite tăierea în unghi. Tăierea în unghi se face până la 57 de grade. La 57 de grade se poate tăia până la 49 de milimetri în adâncime, pe când la 90 de grade se poate tăia până la 67 de milimetri. Pentru a schimba lama sau pentru a o pune,
Se apasă pe acest buton. Avem o cheie în cutie cu care putem da jos, dar eu folosesc tubulare de obicei. Pe partea aceasta avem motorul, mânerul, sistemul pentru a ridica, pentru a seta adâncimea, mai bine spus. Se poate seta exact adâncimea dorită. N-are rost să tăiați sub el, să riscați în caz că aveți alte chestii sau până și masa de lucru. Nu este cazul să riscați să tăiați prea mult sau să riscați să agățați ceva de sub. Așa. Aici pe spate avem câteva detalii. Sper că se vede. Așa. 5800 de rotații pe minut. Făcut în Germania, dar mai jos scrie Made in China, bineînțeles. Modelul, firma, 5,4 de volți, am greșit mai înainte, am spus 18 volți, îmi cer scuze. Așa, cred că scrie, dacă nu mă înșel, și nivelul de zgomot, care este 90 și ceva, 98 sau 94 de decibeli, ceva de genul. Este destul de zgomotos. Aici avem cheia. Vine frumos ascunsă, chiar nu mă așteptam prima oară când l-am primit, n-am știut că e acolo. Mânerul vine într-un cauciuc foarte plăcut la atingere, nu scapă, nu nimic. Acest buton trebuie accesat pentru care e și pentru stânga și pentru dreptaci. Se acționează înainte, ca altfel nu se poate accesa sau apăsa butonul de pornire. Bun. Hai să îi băgăm o baterie. După cum vedeți, aceasta este bateria cu probleme. Deci ea, când nu are baterie, vedeți acel LED pâlpâie. Deci aceasta este bateria moartă. Așa că va trebui să scoatem cealaltă. Deci, cum v-am spus, merge de minune. Păcat că are acest defect la baterie, altfel nu îl dădeam înapoi. Dar partea bună este că îl voi da pe acesta și îmi voi cumpăra modelul 579, dacă nu mă înșel, care vine cu două baterii de 9V în loc de 6, plus talpa pentru șină. Talpa aceasta, după cum vedeți, este modelul simplu. Are gradajul acesta și în față și lateral. Dar îmi voi cumpăra acel model cât de curând și îl voi proba înainte să-l trimit acasă pentru a nu mai risca, pentru că să-l trimit și să-l aduc înapoi și să-l trimit din nou, distracția asta m-a costat cam 40 de lire până în momentul actual. Cutia având aproximativ 10-15 kg, dar fiecare drum costă. Bun, cam acesta a fost review-ul slash unboxing-ul, fake unboxing-ul sau cum vreți voi să-i spuneți.
Până data viitoare, un like, share, subscribe, ce vreți voi, un comment, nu strică niciodată. Ok, mersi, fain. Pe data viitoare.